Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Persoană plăcută și simpatică, dacă te-ai născut pe 2 octombrie, ești una dintre cele mai populare reprezentante a Zodiei Balanță. Fiind optimistă prin natură, nu vrei să observi partea întunecată a vieții. Politicoasă și fermecătoare, știi să asculți și ești capabilă să înțelegi fiecare dintre părțile aflate în conflict. Evitând extremele, poți demonstra respect pentru punctul de vedere al tuturor, fără a pierde din vedere ceea ce pare o decizie corectă pentru toată lumea. Nu te încurci niciodată în cuvinte, de obicei, ești foarte sincer în a-ți exprima opiniile și rareori lași îndoiel despre ceea ce crezi tu pe o anumită problemă. Cu toate acestea, tu faci cea mai bună impresie prin reținerea și capacitatea ta de a vorbi clar, critic și inteligent. Poți vorbi despre sentimentele tale fără a te irita sau chiar a te supăra, ești uneori prea critică sau te cu vorbirea, ceea ce în consecință poate provoca ostilitate din partea celor care îți iau cuvintele prea literal sau ca o insultă personală. Semnul tău zodiacal aparține constelației balanță. Semnul zodiacal balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități diplomație, elitism, cordialitate, pluralism, moderație. Indecizia balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră tu elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, Instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilității naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zăițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare, poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața, tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești cuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale, planeta ta în exil este Marte, aceasta este responsabilă pentru că te străduiești să transmiți riscul către ceilalți, precum și pentru îndoiel cu privire la propriile abilități, ești fermecătoare, politicoasă, optimistă, un vorbitor excelent și un ascultător apreciativ, comunicarea cu tine este o plăcere în relațiile interpersonale, ești echilibrată, corectă, nu tolerezi minciuna și falsitatea. Intuiția te ajută în situații de viață dificile, dar pentru a nu lua o decizie eronată, va trebui să înveți să-ți asculți inima, să ai încredere în așa numitul instinct primar. Nu ești deloc conștientă de cât de insultătoare sunt unele afirmații pentru persoanele hipersensibile. Din acest motiv, poți fi uneori chiar acuzată de cruzime sau răutate față de ceilalți. Ai comportamentul și modul de gândire predispus la viața socială și sau politică. Poți fi activ interesată de procesele care au loc în societate și ești capabilă să înțelegi opinia publică, iar în unele cazuri chiar mai mult, să o manipulezi. Nu-ți va fi greu să transformi o situație dificilă în avantajul tău și să câștigi peste cei care îți stau în cale. Ai un anumit har, care în combinație cu farmecul emanat de tine sau puterea interioară, face o impresie de neștersă asupra celorlalți. Cu toate acestea, nu ar trebui să fii considerată cu caracter slab, deoarece poți avea o natură foarte dură, mai ales când vine vorba de supraviețuire. Abilitatea de a ataca este combinată cu capacitatea de a te apăra încăpățnat, ceea ce te face un dușman extrem de nedorit în același timp, te poți confrunta uneori cu probleme de agresivitate excesivă, înmuiată cu timiditate excesivă. În tinerețe poți avea probleme cu violența, fie suferi de ea, fie te confrunți cu o tendință dureroasă la ea. Trebuie să înveți să nu cedezi pasiunilor și să dezvolți pacea interioară și calmul. Este important să exprimi dezaprobarea, emoțiile negative, agresivitatea și ambiția astfel încât să nu respingi pe ceilalți sau să se meni îndoieli cu privire la motivele tale ascunse. Ai mereu un zâmbet pe buze și o lumină ce ți arde în ochi. Cel mai mult îți place să distrezi pe ceilalți, dar când îi distrezi o faci cât se poate de profesional. Deținând o minte ascuțită, sarcastică, Ador să joci câte o glumă asupra celorlalți, dar nu permiți glume pe tine însăți. De fapt, ești foarte sensibilă la râs. Vulnerabilitatea ta crescută este adesea ascunsă sub o mască, fie a unei aspecte dur, fie unei atitudini frivole, jucăușe. Ambele aspecte pot deghiza adevărata ta natură, întrucât recordabil la spirit, înstrăinare sau agresivitate pentru a distrage atenția de la sinele tău interior. Doar oamenii foarte apropiați pot observa vulnerabilitatea ta emoțională. Te distingi față de alți nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești fermecătoare, răbdătoare, diplomatică, sofisticată, ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 2 octombrie soarta ta? Abilitatea de a vorbi este principalul talent al tău. Tu nu consideri că este necesar să-ți ascunzi părerile și nici nu încerci să înmoi cumva claritatea judecăților tale. În același timp, îți exprimi totuși gândurile destul de logic și constant. Folosești tonuri ascuțite, dar îți poți exprima nemulțumirea pe un ton calm și restrâns, fundamentând concluziile tale și construindu-le într-un lanț logic, uneori poți fi destul de categorică, criticile tale pot provoca o reacție negativă din partea celorlalți, mai ales dacă sunt persoane afective și sensibile, cu o organizare mentală fină. Astfel de interlocutori sunt capabili să perceapă fiecare cuvânt al tău la adresa lor ca pe o tragedie personală, ceea ce este completă de neînțeles pentru tine, care nici nu-ți dai seama de consecințele cuvintelor tale, motiv pentru care poți părea apăsătoare și indiferentă. Poți deveni o persoană publică minunată sau diplomat, deoarece ești bine versată în problemele politicii externe și interne a statului ești întotdeauna conștientă de toate evenimentele care au loc în țară, participi activ la viața socială a societății și ghicești cu ușurință opiniile și dorințele majorității. Datorită intuiției tale extrem de dezvoltate, poți întoarce orice situație negativă în favoarea ta și poți formula fraze în mod forțat pentru a-ți determina adversarii să-ți accepte punctul de vedere. Ai un aspect atractiv și un farmec irezistibil? care atrag atenția celor din jurul tău. Cu toate acestea, cu toată moliciunea și suplețeata aparentă, ai o mentalitate destul de rigidă și o particularitate pragmatică a gândirii, care îți crește capacitatea de a rezista la diverse probleme de viață. Este mai bine să fii pe lista prietenilor și nu adversar, deoarece răspunzi la fiecare acțiune îndreptată în direcția ta cu o lovitură dublă intensificată. Iar regula că, cea mai bună apărare este un atac, este percepută de tine ca un ghid pentru acțiune. Ai însă un caracter dublu, agresivitatea în tine poate fi combinată cu indecizia, copilăria ta poate fi amestecată, probabilitatea violenței este posibilă, atât morală, cât și fizică, reflectată în sufletul tău fie prin respingerea ei, fie printr-o atracție patologică față de aceasta trebuie să menții constant armonia internă și să stabilești un echilibru între activitatea corpului și echilibrul spiritului. Trebuie să înveți cum să-ți exprimi sentimentele și emoțiile interioare, fără a merge împotriva opiniei general acceptate și fără a intra în conflict cu propria ta viziune asupra lumii. Trebuie să fii capabilă să oferi sprijin oamenilor din jur și să-ți evaluezi acțiunile fără a provoca agresivitate și ostilitate sporite. Ai un simț al umorului subtil, transformându-se uneori în sarcasm. A face amuzamente de alți oameni, uneori crud, nu ți se pare reprobabil, dar categoric nu accepti nici cel mai mic indiciu de ridicol la propria ta adresă. Natura ta sensibilă, vulnerabilă, este ascunsă în mod fiabil sub crusta groasă de spirit și agresivitate. Nu-ți place să-ți dezvălui pe deplin lumea interioară nimănui, chiar și cei mai apropiați au acces doar la o mică parte a sufletului tău. Dragoste și compatibilitate, idealistă și admirator al frumuseții și al artei, ești atrasă de cei care ți împărtășesc gusturile rafinate și interesele sofisticate. În căutarea relației perfecte, te refugiezi în muncă, haine sau mobilă? Prefer să cântărești pro și contra înainte de a lua orice decizie importantă. O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor gemeni sau vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu Scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura multă timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu fecioara, rac și pești. Cu reprezentanții semnului fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi din casete pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50 la 50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești prietenoasă, primitoare, sociabilă și sensibilă, ești înconjurată doar de oameni plăcuți, deschiși ești optimistă, încăpățnată, nu observi aspectele negative ale vieții. Această trăsătură de personalitate este un fel de scut împotriva stresului de zi cu zi. Ești mult mai bună decât alții reprezentanței zodiei balanță, faci față efectelor factorilor de stres. O altă trăsătură este capacitatea ta de a asculta. Ești un ascultător recunoscător, nu ratezi nici cel mai mic detaliu al conversației. Această calitate te ajută adesea în activități profesionale, ești inteligentă, critică, capabilă să-ți exprimi clar și concis opiniile, dacă generezi idei, atunci sunt exclusiv practice. Raționalismul tău este apreciat de angajatori, în ceea ce privește profesiile, te poți afirma chiar în inginerie și în medicină. Este important ca la timp să observi înclinațiile și aspirațiile, să iei măsuri pentru dezvoltarea abilităților, deosebită de reușită te poți afirma în domeniul literaturii, muzicii, teatrului, sănătate și boli, majoritatea problemelor tale se află în domeniul psihologic, poți deveni victima violenței sau accidentelor din cauza suprimării propriilor impulsuri agresive și sau a fricii de rănire, teama de vătămare poate fi transformată într-o stare obsesivă. Dacă stilul obișnuit al comportamentului tău este asociat cu un atac asupra celorlalți, trebuie să fii atentă la obiceiurile dictatorii care îi renesc pe ceilalți. Ajutorul unui psihoterapeut este util pentru a afla ce explică înclinațiile tale ciudate și cum se recorectezi. Trebuie să fii foarte atentă mai ales față de predispoziția ta la accidente cu leziuni la spate și organe ale cavității abdominale. Nu ar trebui să te consideri invulnerabilă, un ritm de viață stabil, o dietă echilibrată și exerciții fizice moderate te vor ajuta să rămâi în formă. În acest sens, trebuie evitat zelul excesiv în fiecare domeniu al vieții. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o intuiție excelentă, pot spune că ai darul previziunii poți crea condiții favorabile și confortabile pentru tine însăți dacă treci cu adevărat prin viață și îți poți orienta abilitățile și talentele către fapte bune. În sfera materială ți este destinată stabilitatea. Sfaturi pentru tine Suprimarea sentimentelor și dorințelor tale afectează în mod negativ psihicul. Acest lucru trebuie amintit în fiecare situație. Nu încerca să te ascunzi în spatele imaginii elaborate. Lasă-i pe alții să te vadă așa cum ești. În ceea ce privește satisfacerea dorințelor și nevoilor, procesele trebuie să fie orientate într-o direcție constructivă. Fiecare are dreptul la spațiul personal, dar dacă ținere oamenii la distanță, îi vei priva de posibilitatea de a te sprijini în momentele dificile. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să ți arunce câteva flori Buchetul nu contează, apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul, fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi în setă de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine, seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lingerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație peinibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Moimton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor, o excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf, dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosește deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce ți oferă cadoul nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obține favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens mai bine să nu ți se ofere mărunțișuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori argintii. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.